că dorim să spulberăm mitul acela care nu ne reprezintă, că la acest liceu nu se face carte. Ba da, se face carte și se face carte la un nivel foarte înalt. De aceea avem elevi care au luat 10 la bacalaureat și o invit pe eleva care a luat 10 la examenul de bacalaureat, 10 la toate probele, deci media 10, Deborah Bârzu. O diplomă de excelență pentru tine și te rog să te prezinți. Bună ziua, eu sunt Deborah Bârzu și să nu credeți că am pregătit ceva special, să zic, discursuri motivaționale, sfaturi, îndemnuri. Nu, vreau să vă spun că eu sunt un egal al vostru și aș vrea să mă adresez vouă ca o colegă a voastră puțin mai mare, care ea nu-i vine să creadă că a terminat școala și... În ciuda așteptărilor, mi-aș mai dori ca măcar o dată să mai spun și eu, începi școala. Să știți că niciodată nu mi-a plăcut să mă laud sau să zic că eu am făcut aia și aia, dar mereu mi-am dorit să fiu printre primii, să fiu bună la toate și să-mi demonstrez mie și celorlalți că și eu pot. Să știți că nu mi-a plăcut la școală, niciodată nu mi-a plăcut la școală, doar că n-am vrut să mă fac de râs și ambiția aceasta a mea de a fi printre primii a născut voință, răbdare și perseverență, căci altfel nu cred că mai eram aici acum. Vreau să vă spun că m-am bucurat enorm de mult că am putut să iau 10 la bacalaureat, dar mai mult m-am bucurat că am putut arăta că și în arte se face carte, că și noi avem profesori de excepție, că și noi, elevii de la arte, ne putem ridica oricând la nivelul elevilor din liceele de top ale Bacăului. Pentru că noi suntem cei speciali, noi ne-am sacrificat copilăria și în același timp am învățat carte ca oricare alt copil. Vreau să vă spun că sunt foarte fericită că am învățat în Colegiul de Arte și școala aceasta va rămâne mereu a doua mea casă. Îmi va fi dor de voi, stimați profesori, pentru că dumneavoastră ați fost familia mea din timpul săptămârii și mult succes, colegi, în special celor de clasa 12-a. Mă voi gândi la voi în iunie. Și ce să mai zic? Simpaticilor, școala continuă! Mulțumim frumos, Deborah! Te rog să rămâi!